Bun găsit, pasionați ai utilajelor! În edițiile precedente am vorbit despre istoria marilor producători de echipamente la nivel mondial, așa că, la solicitarea dumneavoastră, ne-am mutat atenția pe plan național. Prin urmare, episodul acesta este dedicat uzinei Tractorul Brașov. Orice sugestii și comentarii ni le puteți transmite pe adresa redacției sau pe canalul nostru de YouTube Utilaje TV. Nu uitați de site-ul utilaje.tv, unde puteți găsi toate materialele noastre, precum și de canalele noastre de social media. Like, share, subscribe, apreciem contribuția dumneavoastră! Uzina Tractorul Brașov, de unde a început totul? Ei bine, în anul 1925, la Brașov se deschide uzina de avioane IAR, Industria Aeronautică Română. Totuși, după încheierea celui de-al doilea război mondial, utilajele și secretele de fabricație ale aparatelor de vânătoare ajung pe mâinile rușilor, pradă de război. Astfel, Brașovul devine producător de tractoare, iar în 1946, de pe porțile fabricii iese primul utilaj agricol, IAR-22, produs sub licență germană. 2 ani mai târziu, IAR Brașov devine uzina Tractorul Brașov. Aici munceau 15.000 dintre cei 82.000 de locuitori ai orașului, respectiv jumătate din populația aptă de muncă. De aici și vorba că nu era familie în Brașov care să nu aibă un angajat la tractorul. Partidul Comunist Român este primul client al fabricii. Cumpără 5.000 de tractoare, 5.000 de pluguri și 2.000 de semănători. O comandă pe deplin justificată dacă ținem cont că PCR a devenit peste noapte proprietar al milioane de hectare de teren în urma naționalizării. Succesul tractorului IAR-22 este confirmat în doar 5 ani, odată cu exportul utilajelor agricole românești în China, Rusia, India, Egipt, Zambia, Congo și Brazilia. Banii câștigați de uzina Tractorul Brașov erau folosiți pentru plata datoriilor externe ale țării noastre, iar profitul depășea cele mai optimiste așteptări, cu un tractor produs la fiecare 9 minute. În 1960 începe proiectarea primului tractor 100% românesc, U650. 3 ani mai târziu începe fabricarea în serie a utilajului agricol, care avea tracțiune integrală și motorizare diesel. Tractorul U650 a fost produsul vedetă al fabricii și a rămas așa până în ziua de azi. Mai apoi, producția unor modele sub licență Fiat contribuie poate decisiv la dezvoltarea brandului UTB. 10 ani mai târziu, case aflate pe o suprafață de 10 hectare sunt dărâmate pentru a face loc extinderii fabricii. Mai exact, Partidul Comunist dispune construirea de hale pentru turnarea de aliaje și montarea de linii destinate macaralelor de mari dimensiuni. Totodată se fac noi angajări. Conducerea uzinei Tractorul Brașov convinge statul că doar prin investiții masive utilajele românești pot cuceri și piețele europene. Sloganul țării cât mai multe tractoare depășește granițele României, pentru că 40% din producția de utilaje autohtone ajunge în Iran, grație unui acord perfectat de șahul acestei țări și Nicolae Ceaușescu. În schimbul tractoarelor, România primea bumbac și petrol. Contracte asemănătoare au fost încheiate cu Irak, Siria, India și Libia. Uzina Tractorul Brașov devine practic un stat în stat. Dintre cei 190.000 de locuitori ai orașului, numai puțin de 26.000 lucrau acolo, iar comuniștii le-au construit cartiere întregi de blocuri, spitale și săli de spectacole. Atât deocamdată despre istoria uzinei Tractorul Brașov. În cea de-a doua parte a acestei analize vom vorbi despre ce s-a întâmplat după căderea regimului comunist și ce impact a avut acest eveniment asupra UTB. Să auzim numai de bine!